Subofițerul MAPN Florin Oprea, acuzat că și-a ucis iubita într-un coafor din localitatea Titu, a fost arestat preventiv. Miercuri după amiază, magistrații Tribunalului Militar au emis mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile pe numele bărbatului, potrivit news.ro. Avocatul subofițerului MAPN spune că acesta și-a recunoscut fapta și o regretă. Militarul urmează să fie dus în arestul Poliției Capitalei. Din primele cercetări se pare că incidentul s-a produs pe fondul geloziei. Bărbatul a intrat în coafor și a înjunghiat iubita, apoi a sunat la 112 și a anunțat ce a făcut. El s-a dus singur la sediul poliției Titu. Victima de 25 de ani a fost dusă la spitalul din Titu, dar doctorii nu i-au mai putut salva viața. După incident, MAPN a anunțat că plutonierul Florin Oprea a fost suspendat din funcție în conformitate cu prevederile articolului 89 din legea numărul 80-1995 privind statutul cadrelor militare.